S-a întâmplat să-ți întrebi partenera de mai multe ori ce e cu ea și ea să spună nu ai nimic și totuși tu să simți că e ceva? Ai vrea ca asta să se schimbe? Ca să se petreacă asta ar fi nevoie ca ea să se simtă în siguranță cu tine, că poate vorbi despre ce se întâmplă în interiorul ei. Lipsa siguranței ei poate apărea în urma invalidărilor repetate din partea ta a emoțiilor și experiențelor ei ca fiind greșite, sau a desconsiderării tale față de ea că e prea emoțională, irațională, sensibilă, sau că face din nimic așa o mare problemă. De asemenea, un alt motiv frecvent pentru lipsa ei de siguranță de a se deschide în fața ta este faptul că atunci când o face și îți spune totuși ce se întâmplă cu ea, tu te închizi, devii defensiv sau te simți atacat, chiar dacă ea vorbește doar despre cum se simte ea când face anumite lucruri. Când faci asta, cumva transformi discuția legată de trăirile ei într-o discuție despre tine, schimbând focusul de pe ea pe tine. Ea are de spus lucruri într-o manieră asumată, fără critică și agresivitate, ci asertiv, și îți cere atenția și susținerea ei în căutarea de soluții. Când intri în reacție, nu mai este despre căutarea de soluții, ci despre luptă. Firesc ar fi să poți primi cu respect și validare când îți vorbește despre efectul vorbelor și acțiunilor tale negative asupra ei într-un mod vulnerabil. Așa cum și ea ar fi firesc să primească ceea ce ai tu de spus despre cuvintele și acțiunile ei, dacă le spui într-o manieră vulnerabilă, non-agresivă. Nu este despre cine are dreptate, cine face corect și cine greșit, ci despre onorarea și valorizarea celui drag suficient cât să știe că poate fi sincer împărtășind cu tine ce se întâmplă în interiorul său, în loc să fie pedepsit că e vulnerabil și îndepărtat cu lupta pe care o declanșezi când intri în forma de apărare. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!